Vă pup! Bine ați venit sau revenit la un nou video la mine pe canal. Afară este o vreme de 2 lei pansați. Deci plouă cu găleata. Este și puțin friguț. Mamă, da ce plouă. Da, în fine. Ce aș putea să fac astăzi pe o așa vreme urâtă? Bineînțeles că mi-am făcut treburile de dimineață. Sunt în grafic cu tot ceea ce include treburi casnice, ceea ce include copil și așa mai departe. Am fost o fugă până la Pepco și bineînțeles că mai aveam chef așa, mă mânca mâna să cheltui niște bani. Simțeam că îmi stă rău cu banii în buzunar și ce am zis, glumesc evident. Ce am zis, să mă duc până la Pepco și să o punem de un holișor, cum spune prietena mea Diana Andronic. Așa că, ups, avem una. Două. Deci avem două plăsute. Nu, le-am scăpat, dar nu le-am spart. Și haideți să vă arăt și vouă ce am cumpărat de la Pepco. Nu am cheltuit mult. Mie îmi place magazinul ăsta. Bine, mi se pare că nu este chiar atât de dotat cum sunt magazinele din București. Dar am găsit așa, în mare, ce aici am o lingerie care trebuie călcată, dacă la aia vă uitați. Așa, bun, haideți să vă arăt repede ce am cumpărat de la Pepco. Nu știu dacă o să fac și o să vă inseri și imagini cum aș vrea să le folosesc, pentru că am cumpărat niște chestii tună. Am cumpărat și niște chestii de decor și nu știu dacă o să vă las imagini cum aș vrea să le folosesc. Însă, dacă îmi permite timpul, o să inserez imagini după ce le prezint pe fiecare. Haideți să începem. Am cumpărat un pads holder din acesta în care îți pui cotonetele acelea. Am nevoie de la baie. Aș vrea să-l las la baie în permanență pentru că eu le țin în acea folie și mă enervează. Nu știu, mi se pare că pare prea așa... Nu pare curățenie, nu știu cum, așa e în capul meu. În fine, mi-am luat aceasta pe care am dat 7 lei și să știți că dacă aveau două, pentru că asta am găsit-o, deci ele, asta nu era la raft, asta am găsit-o pe undeva pe acolo, dacă aveau două, erau super bine, așa că o să mai îmi cumpăr una. Ta-dam! Am cumpărat aici o chestie din aceasta pe care o pui pe plajă, când pleci la plajă. Bine, culoarea este mirobolantă, evident că nu-mi place, dar era singura aceasta și pe verde. Și așa că am luat-o pe aceasta, pentru că dacă mă urmăriți, știți că eu locuiesc în Anglia la mare și mă duc frecvent la plajă. Așa că pentru Fabia asta cred că va fi super, super ok. V-am spus, nu prea mă încântă pe mine culoarea, că e un roz din ăla, un roz. What's wrong with you, Sandra, today? Not today, just always. Este un blue așa, prea baby blue. Se numește covoraș de plajă și am dat 14,99 lei. Mă rog, are dimensiunile de 90 cu 180. Cred că este perfect pentru Fabi, pentru că vreau să-i cumpăr și o piscinuță din aceea mică și să iau apă din mare în piscinuță și asta practic să fie pentru el. Da. E drăguț aici, dar în rest nu. Și este un fel de plastic așa, nu știu cum să zic. Ah, nu, e împletită, scuze. Am crezut că este plastic de acolo până acolo, dar nu. Se pare că este împletită din plastic. Ce mai avem aici? Ah, am cumpărat două seturi de pahare. Mamă, ce m-am necat. Am cumpărat două seturi de pahare, câte trei, unul cu... acesta e cu roz. Roz mov sau ce este? Nu, e mov. E roz. Oh my god, deci nu știu ce este astăzi cu mine cu aceste culori. Purtând acest tricou roșu, să trecem mai departe. Așa, iar al doilea set l-am luat cu blu. M-am inspirat de la Rebecca Lupu.
Rebecca Lupu a cumpărat de la IKEA, cred, două farfurii de un fel și două de un fel și mi s-a părut super funny ideea de a avea mai multe chestii, bine, același model, dar culori diferite. Și așa m-am gândit eu să cumpăr aceste pahare, să nu fie toate la fel, că nu am niciun, mai am două pahare în casă, din astea așa ordinare, și mai are bărbatul meu din acela de whisky, dar alea sunt din cristal și nu vrem așa, vrem pahare din astea așa normale, să nu stau cu teamă că vine cineva și sparge paharul și îmi strică setul. Așa că am luat 6 pahare, 2 seturi, stați să vi le arăt din nou. Așa a costat 15 lei un set și sunt foarte, foarte încântată de ele. Mai departe, am cumpărat aici un bath mat. Așa. Îmi place foarte, foarte tare că pe spate este impermeabil, este din burete. Să sperăm că o să se usuce și foarte ușor. Am dat pe ea 25 de lei, iar dimensiunile sunt 45 cu 75. Acum stau și mă gândesc, dar o să fac o probă în baie, dacă mi-ar fi trebuit două sau aceasta este suficientă. Nu știu ce am acum, nu sunt deloc încântată, din acela de gumă, care se cumpără la metru și nu, pas, nu. Așa. Trecem ușurel la punga numărul 2, pentru că aici am luat mai multe chestii care de care aveam nevoie, mai bine zis. Bun, în primul rând să începem cu această rolă pentru curățat haine și haide să vă spun ceva. Pentru 5 lei vine rola propriu-zisă și cu două rezerve. Iar eu pe cealaltă pe care o am dat 25 de lei, dar singură, adică chiar e afacere chestia asta. Da. Super tare. Și uite ce scrie aici, că fiecare rol are câte 30 de împășurări din acelea pe care noi să le dăm jos când se umple. Bun. Așa. Ce am cumpărat aici? Am cumpărat un săculeț din acesta. Se vede? Un săculeț din acesta care îl punem între hăinuțe să miroasă frumos, a costat doar 4 lei. Eu am cumpărat cu iasomie și cu mentă. Vreau să vă spun că miroase toată punga. Oh, și mi-amintește de săculețele de la Primark pe care eu le cumpăram frecvent, iar acesta a costat 4 lei. Iar eu pe acele săculețe cred că dădeam în jur de 80 de pii. 80 de penny, cam așa. Ia stați să iau ambalajul ca să vedeți cum arată. Da, și miroase. Aoleu, ce mișto miroase. Da, și doar 4 lei. Am luat doar una, pentru că nu vreau să miroasă foarte tare la mine și la Fabi la lucruri. Așa, am cumpărat o săpunieră sau savonieră, cum se spune. Așa, pe care am dat 8 lei, iar aceasta vine împreună cu această săpunieră. Bine, acesta este un recipient pentru săpunul lichid, iar pe acesta am dat 10 lei și sunt la set. Bineînțeles că am unul la baie, dar nu. No way. Este deja, e din plastic, nu mă stresează. Eu să le pun aici. Am mai luat? Am luat această perie de picioare care a costat doar 4 lei și uitați-vă, are și piatră pons aici, are și periuță pe partea cealaltă, aici așa o suprafețe abrazive, pentru 4 lei, pomană. Am început și eu ca Sabinuța Rusescu să le arunc pe toate. Așa, aici am luat un burete, are un scop foarte bine pus la punct și foarte bine prestabilit. Din păcate nu pot să vă spun ce voi face cu acest burete. Voi spăla ceva, evident. Și a costat 2 lei.
Este un burete din acela ordinar de plastic. Mi-a cumpărat cârlige de rufe. Știți că sunt foarte încântată de ele. Sunt niște cârlige mari și vin și multe. Sunt 30 de cârlige pentru 5 lei. Adică 0,16 lei bucata. Bine, nu știu de ce scriu aici de bucată, pentru că evident nu vorbim de la bucată așa ceva. Mi-ar fi plăcut să aibă alte culori, dar în fine, acum na, nu pot să le ai pe toate. Și acum vine partea cea mai drăguță. Ia uitați ce am găsit. Ta-dam! Am cumpărat aceste două borcanele. Sunt, mai bine zis, candle holder, cum se numește, suport pentru lumânări. Însă eu evident că nu le voi folosi ca și suporturi pentru lumânări. Și vreau să-mi pun aici chestiile, bețișoarele acelea pentru înlăturarea machiajului sau pensule foarte subțiri. Văd, eu încă nu m-am decis, dar eu mereu găsesc o întrebuințare tuturor obiectelor. Iar pe fiecare am dat 5 lei, adică 10 lei amândouă. 10 lei ambele borcanele. De astea sunt foarte încântată. Cred că le voi lăsa ca și obiecte de decor acolo în sufragerie și tot nu m-ar deranja, pentru că îmi plac foarte mult și uitați și pe interior, așa sunt super, super drăguțe. Da, îmi plac astea. Aici mi-am mai luat tot așa pentru, eu mai am și în Anglia, așa, pentru pensule sau pentru rujuri, oricum vreau să intru în caseta aceea cu make-up, pentru că eu am și caseta aceea neagră de metal plină cu make-up, mai am unele lucruri și în sufragerie și aș vrea să le adun și să-mi fac așa cum ar veni gen colțișorul meu cu make-up. Iar pe aceasta am dat 4 lei 1, 4 lei 1, adică 8 lei împreună. Da. La 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 la, ce mai am mai... Oh, am aici această ramă pe care am dat 10 lei și mi este atât de dragă. Atât de dragă. Nu, chiar îmi place că aici pe spate se introduce poza, chiar vreau să pun o poză cu Fabi sau cu mine, cu Fabi și cu Adi, dar cred că așa vom face, așa voi face, o să pun o poză cu noi trei aici și asta chiar vreau să iau cu mine în Anglia, pentru că vreau ca prima poză în trei, că noi nu avem nicio poză toți trei, să o pun aici în rama aceasta. Da, și asta, drăguț. Am mai cumpărat niște saci menajeri, 3 lei, bine, au din aceea de 60 de litri și cu mâner, 3 lei, dar hai să văd câți sunt, da, doar 10 bucăți aici, nu știu dacă mi-am luat țeapă sau nu cu ăștia, dar în fine aveam nevoie de ei și sincer, dacă tot am fost la Pepco și să mă mai opresc pe ploaia asta și pe vijelia asta și în piață pentru niște saci, am zis mai bine pa. Așa, am mai cumpărat și acest borcanel. Știți că eu am mai cumpărat unul acela cu inimioară în care am cafeaua. Acesta aș vrea să îl dau surorii mele, 7 lei. Și ăsta vreau să îl dau ei ca să-și pună și ea cafeaua la ea acasă. Este super cute, chiar îmi place, mi se pare foarte, foarte, exact cute e cuvântul potrivit, foarte drăguț. Și ce mai am? Mai am o chestie și gata, am cam terminat. Aici mai avem o față de masă. Eu am văzut-o pe aceasta la cumnata mea și mi s-a părut foarte, foarte drăguță. Și aș vrea să o pun și eu pe masă la mine în bucătărie. Și uite, acum chiar acum am picat ideea că pot să pun ca obiect de decor ori suportul acesta de lumânare, ori am mai primit eu un swap de la Adina Adam niște chestii argintii pe care aș putea să le pun, sau acum mi-a venit o idee că ar fi trebuit să cumpăr și un... Ah, dar nu, de fapt am un suport de fructe argintiu
Iar pe aceasta, că nu am spus, am dat 20 de lei, iar dimensiunile sunt 35 cu 180 de centimetri și arată cam așa, nu știu dacă vedeți, dacă așa focusează, uitați, cam așa vine, adică foarte puțin pe, pe mijloc, însă eu nu aș vrea să o pun așa, pentru că masa mea are o altă dimensiune în bucătărie și aș vrea să o pun oarecum pe lung. Asta îmi dă senzația că este pelat și cu siguranță va veni bine. Bum! Sabinuța! Da, acestea au fost cumpărăturile de la Pepco. Sper că v-a plăcut acest mic holișor. Mă gândeam să mai fac niște holuri de la Pepco. Însă, până nu mă mut definitiv să văd încotro o luăm, că avem și noi niște planuri acum, să vedem dacă ne-a ajutat Dumnezeu să ne mutăm la casa noastră, atunci veți vedea la mine pe canal o grămadă de hauluri, pentru că voi filma absolut, era să zic absolut everything, voi filma totul. Bun! Vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați și mie un like, nu uitați să vă abonați și ce scârție! Da. Nu uitați să distribuiți acest video cu prietenii voștri. Până data viitoare, aveți grijă de voi!